Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Având în vedere că și această duminică e consacrată sărbătoririi Sfintei Cruci, o să facem o mică recapitulare cu privire la însemnătatea crucii. În primul și în primul rând, Domnul nostru Iisus Hristos a săvârșit mântuirea noastră prin moartea sa pe cruce. Pe cruce El a sfâșiat zapisul păcatelor noastre, ne-a împăcat cu Dumnezeu și Tatăl și, prin mijlocirea Sfintei Cruci, a pogorât asupra noastră darurile harice și toate binecuvântările cerești. Deci astfel este în sine crucea Domnului. Dar fiecare dintre noi devine părtaș al puterii ei mântuitoare, nu altfel decât prin propria sa cruce. Ce trebuie să știm este că crucea proprie a fiecăruia, atunci când se unește cu crucea lui Hristos, trece asupra noastră puterea și lucrarea acesteia. Adică se face ca un canal prin care crucea lui Hristos se revarsă asupra noastră toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Și în aceasta observăm că în lucrarea mântuirii pentru fiecare, crucea proprie este la fel de indispensabilă pe cât e crucea lui Hristos. Și nu o să găsim niciun mântuit care să nu fie purtător de cruce. Și acum o să cercetăm câte feluri de cruci sunt. Primul fel de cruci cuprinde crucile din afară, care sunt alcătuite din necazuri și din nevoie, sau din amărăciunea vieții pământești, cum ne spune și Părintele Dumitru Stăniloae în teologia dogmatică ortodoxă, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările grele ale vieții. Și acestea, să știți că sunt cele mai complicate și cele mai felurite cruci. Ele sunt împrăștiate pe toate căile vieții noastre și se întâlnesc aproape la fiecare pas. Și aici intră necazurile, nevoile, nefericirile, bolile, pierderea celor apropiați, nereușitele la servici, lipsuri, pagube de tot felul, neplăcerile familiale, starea proastă a relațiilor noastre cu lumea, jignirile, defăimările nedrepte. Ceea ce este comun acestor cruci este că de ele nu scapă nici neamul bun, nici bogăția, nici slava și nici o mărire pământească. Pentru că ele sunt altoite în traiul nostru pământesc din clipa în care s-a închis pentru noi raiul pământesc. Și nu se vor depărta de la noi
până când nu se va deschide raiul ceresc. Dacă vrem ca aceste cruci să ne fie spre mântuire, trebuie să le întrebuințăm după hotărârea lui Dumnezeu, după menirea pe care le-a dat-o El pentru om, îndeopște, pentru omenire, și pentru noi, fiecare îndeosebi. Și avem un exemplu într-o istoriare foarte frumoasă, care spune că un tată, care era sărac, soarta l-a înzestrat cu mai mulți copii și trebuia să-i crească. Și atunci omul plugărea, cosea, muncea pe la bogați, trăgea cât putea din greu cu pământul, cu oile, cu vitele, până ce i-a văzut pe toți mari. Când au început copiii să crească, să devină mai măricei, bătrânul a făcut o ladă mare din scânduri, fără să știe nimeni, i-a pus un lacăt sănătos și pe ladă a scris următoarea etichetă: cine se va purta cel mai frumos cu mine ca părinte și mă va respecta, va primi această avere. Iar cel ce mă va îngropa cel mai frumos dintre toți copiii mei și mă va purta grijă de cele sufletești după moarte, acela va avea dreptul să deschidă primul ladă în prezența celorlalți. Copiii, când au început să învețe la școală și să citească, au început să vadă ce scrie acolo. Și trecând vremea și timpul, unul se făcuse potcovar, unul se făcuse moral, unul se făcuse dulgher, tâmplar, unul se făcuse inginer și unul se făcuse doctor. Bătrânul acum stătea liniștit, își vedea de grădină, de ogradă, de animăluțele din curte, stătea pe pat cu capul pe lada aceea, cu o pernă sub cap și privea la copii. Unul dintre ei venea cu mâncărică, unul venea cu o haină, unul cu medicament, unul cu ceva bun. Unul venea și îl respecta, să rămână tată. Și el spunea: tare vă rog, să aveți grijă, că viața e foarte grea. Să fiți foarte atenți. Nu aș vrea vreodată să vă văd certându-vă. Nu aș vrea să vă văd urându-vă unul pe altul. Să fiți uniți, că lumea e rea. Să aveți grijă de copiii voștri, să educați ca pe voi. Și copiii se purtau care de care, cum am spus, mai frumos. Și a venit vremea să moară bătrânul. Și au venit copiii cu tot felul de daruri, de dat de pomană, cu preotul, cu cruce, cu slujbă frumoasă, cu pomelnice, cu tot ce trebuie. Dar mama a zis: am o rugăminte. Așteptați să mor și eu și după aceea veți deschide lada, pentru că și ea știa ce a făcut soțul ei. A mai trăit și bătrâna, după care s-a dus și ea. După ce au îngropat-o frumos, că a lăudat-o sat, au zis copiii: hai să deschidem lada tatei. Dar care să o deschidem? Păi hai să tragem la sorți. Pe care pic acela să o deschidă? Că a zis, uite, au zis între ei: deschid-o tu că ești cel mai mic. Pentru că ei, din cauza că erau gospodari și aveau de toate, nu aveau de ce se certa. Și au hotărât ca cel mai mic să deschidă lada. Când a deschis lada, ce era înăuntru? Era plină cu bolovani. Dar acolo era o hârtie care scria pe ea: tatăl vostru toată viața v-a dat sfaturi bune. Dacă ați ținut cont de ele, iată că ați ajuns bine. Deci, vedeți? Aceasta este averea. Aceasta este esența pe care trebuie să o dea un părinte copiilor. Sfaturile. Nu să facă parte. Ție îți dau casă, lasă că ție vând și îți iau mașină, ție îți dau pământul, ție îți dau grădina. Nu. Aceea nu este munca lor. Fiii moștenesc lucrul respectiv pentru că este averea părinților și e firesc ca zestrea să se transmită din generație în generație. Dar dacă stăm să ne gândim, casa părintească ce este? Casa părintească, pe lângă faptul că ai trăit și ai crescut în ea, adică e leagănul copilăriei, casa părintească e ca un muzeu a familiei. Nu se vinde, nu se sparge, nu se strică dacă ai respect față de părinte. Adică dacă într-adevăr îți cinstești părintele care s-a ostenit pentru tine. Momentul în care tu stai prin judecăți și împarți grădina în 10, scoți bârnele și ușile și geamurile, dulapurile, mesele, vinzi tot că vrei să faci parte egală și car la tribunal, la judecători, aceea nu este educație. Și nici atitudine normală. Așa se spune în popor, că acela este adevărat părinte, care a pus fiecărui copil meșteșugul în mână. Adică i-a dat o pregătire. Te-am purtat la școală, ai primit serviciul, ți-ai primit zestrea. Chiar auzeam pe un duhovnic al zilelor noastre:
Totdeauna la spovedit, când întâlnește o situație de acest gen, are o vorbă. Dar cum ați încăput în pântecele mamei și acum pe 2 hectare nu încăpeți? Cum e posibil așa ceva? Da, părinte, da, eu i-am adus mamei pâine. Băi, tu i-ai adus pâine că ai păstrat porunca din Decalog. Cinstește pe părinții tăi dacă vrei să-ți fie bine pe pământ. Dar tu acum scoți mortului ochii că i-ai cărat pâine când trăia sau că i-ai dus un medicament? Păi, în primul rând, e datoria față de părinți. Și în Vechiul Testament, când îmbătrânea omul, Corban se numea, era dus într-o rupă, era lăsat să moară, a zis la, e consemnat în Scriptură. Noi n-am ajuns în acea măsură, dar în primul rând, când respectul față de un părinte vine din faptul că ți-a dat viață și te-a crescut. Nu că trebuie să-ți lase aia sau cealaltă. Îți lasă că-i fire să-ți rămână. Dar cea mai corectă și instructivă metodă, în momentul în care părintele știe că are un copil sau are copii un pic mai necredincioși sau mai orgolioși, e bine din viață să împartă cu ei bucățica cele se cuvine fiecăruia. Acestui fac act pe aia, până lasă pe toți împăcați. Pentru că spunea și părintele Ilie Cleopa, corect este ca la sfârșitul vieții, în testamentul familiei, să scrie pentru fiecare ceea ce se cuvine. De ce vă spun acest lucru? Pentru că de-abia atunci, într-adevăr, este liniște. Dar, în general, sunt și părinți părtinitori care, să spunem, dau unuia tot, sau sunt și copii lingușitori care vin și ademenesc părinții. Și după ce au luat, chiar îi neglijează. Au luat tot, au pus mâna pe tot și după aceea nu dau un bună ziua sau nu le dau o cană de apă. Dar aici intervine tot nefrica de Dumnezeu și tot lipsa de credință. Pentru că un copil, dacă își respectă părintele cu adevărat, nu trebuie să-i ceară nimic. Nu am ce să-i cer. Mulțumesc că m-ai făcut să mă mișc. Mai mult de atât ce pot să spun? Mulțumesc că exist. Puteam să fiu în coșul unui medic la ginecologie sau puteau să fiu mort sau inexistent sau cine știe. Revenind la Evanghelia zilei, de ce a rânduit Domnul nostru Dumnezeu ca pe pământ nimeni să nu fie lipsit de amaruri și greutăți? Pentru ca omul să nu uite că este surghiunit și să nu trăiască pe pământ ca în patria sa, ci să caute întoarcerea în adevărata sa patrie. Pentru că îndată ce omul a păcătuit și a fost izgonit din rai, în afara raiului a fost împresurat cu necazuri și lipsuri și neajunsuri de tot felul, ca să-și amintească de faptul că nu este locul său adevărat, ci se află sub pedeapsă. Și să se îngrijească să caute miluire și întoarcerea la cinul său. Și ne spun Sfinții Părinți, așadar văzând necazurile, nefericirile, lacrimile, nu te minuna. Și răbdându-le, nu te supăra, pentru că așa trebuie. Pentru că ce este răbdare? Răbdare, ne spune la Filocalia 10, într-o notă explicativă, Părintele Stăniloae. Răbdarea este o tărie spirituală care micșorează tăria necazurilor. Prin faptul că nu le răbdăm, nu le micșorăm și nu le înlăturăm. De suportat, tot le suportăm, că n-avem ce face. Dar suportarea fără răbdare e dublă sau însutit de grea. Cu cât rabzi necazurile, cu voia, cu atât pui un efort care le micșorează puterea. Cu cât ești mai fără de răbdare în ele, cu atât le mărești chiar prin aceasta puterea. Necazul care ne apare că nu-l răbdăm, că apare nemărginit, îl mărginim, îl stăpânim prin răbdare, căci în ea este puterea lui Dumnezeu care îl mărginește. Propriu zis, simțim cum această putere îl limitează. Pentru că este o formă a sinergiei. Ce înseamnă sinergie? Conlucrare cu Dumnezeu. Cu cât ne încordăm mai mult în răbdare, cu atât puterea lui Dumnezeu ne ajută să biruim necazul. Dar, luând-o și pe cealaltă parte, trebuie să fim foarte atenți și la reversul medalii. Pentru că avem o pildă care ilustrează această situație de acest gen. Un bărbat a venit la duhovnicul său să se plângă. Părinte, nu o mai suport.
Îi merge gura toată ziua, că aia nu-i bine, că aia nu-i bine, că de ce nu câștig mai mulți bani, că de ce nu fac așa, că de ce nu fac pe dincolo. Reproșuri peste reproșuri. Părinte, vreau să divorțez și să-mi găsesc alta. Și întreabă părintele, de ce te-ai căsătorit cu ea? E pentru că o iubeam. O mai iubesc și acum. Dar, părinte, mi-e foarte greu. Cu ea te-ai unit în fața lui Dumnezeu. Ea este crucea ta. Dacă divorțezi, să știi că următoarea soție o să te mâhnească și mai mult. Nu poți fugi de crucea ta decât dacă e o cruce mai grea. Vrei să te mântuiești? Rabdă-ți femeia. Bucură-te că nu te înșală, că despre gură aproape toate femeile vorbesc prea mult. Femeia care știe cât să vorbească, cum să vorbească și când să vorbească, e greu de găsit. Asta e valabil și pentru noi bărbați. Deci iartă-o. Arată-i dragoste. Chiar dacă se poartă ori cu tine. Dacă tu faci tot ce stă în putință să fie bine și dacă ea nu vrea să se schimbe, o să cedeze ea și o să divorțeze, fără să-și ceară părerea. Dacă se va ajunge la divorț, nu cumva să se ajungă din cauza ta. Îți repet, dacă fugi de o femeie gândindu-te că vei da peste una mai potrivită pentru tine, o să cazi din lac în puț. Ești unit cu soția ta în fața lui Dumnezeu. Nu uita asta. Și chiar ne spun Sfinții Părinți la Pateric. Deci se va întâmpla ispită în locul în care locuiești. Să nu lași locul în vremea ispitei. Iar de nu, oriunde vei merge, vei afla înaintea ta lucruri de care fugi. Ci rabdă până va trece ispita. Ca fără sminteala să se facă ducerea ta și o vei vedea câte puțin, câte puțin, micșorându-se în fiecare zi, prin puterea lui Dumnezeu care este lângă tine, dacă și tu te gândești la orice pas la Dumnezeu. Pentru că era la muntele Athos, bolnav de vreo 30 de ani, un călugăr care era ținut la pat. Nu se putea ridica decât puțin. Și asta cu ajutorul unei pârghii care era legată deasupra patului. Și atunci omul se ruga lui Dumnezeu să-l ia, pentru că nu mai putea să îndure suferința aceea de, pe pământ de care o răbda de 30 de ani. Să-l ia odată Dumnezeu. Și dormind el, a venit un înger în vis și a spus: Dumnezeu ți-a auzit rugăciunile și m-a trimis să stau de vorbă cu tine. Ai făcut niște greșeli mari care au rămas nepocăite, de aceea ți-a fost dată suferința aceasta aici pe pământ, ca să nu fie pedepsit dincolo. Dar Dumnezeu îți propune un voial. Vrei să petreci 3 ceasuri în iad? Sau încă 30 de ani aici pe pământ în această suferință? Și asta omul s-a gândit. Oricât de lungi ar fi 3 ceasuri în iad, sunt mai scurte decât atâția ani de suferință pe pământ, pe care nu-i mai pot îndura. Și a spus îngerului: accept să mă duci 3 ore în iad. Îngerul l-a luat frumos de mână, l-a dus în împărăția de smoală a Întunericului și l-a lăsat acolo. Și acolo au început suferințele. A stat un ceas, a stat 3, dar îngerul n-a mai venit. Și a stat 3 zile, și a stat 3 ani, și a stat 30 de ani, și a stat 300 de ani, după socoteala lui. Și îngerul n-a mai venit. La un moment dat, când își pierduse orice nădejde, a apărut în fața lui o lumină. Ridicând ochii în văzul acelei lumini, văzând sfârșit pe îngerul lui Dumnezeu care îl privea zâmbind. Dar el nu mai avea putere să se bucure. Și îngerul l-a întrebat: dar de ce ești așa de trist? Și el a răspuns: nu credeam că și îngerii lui Dumnezeu mint. Cum adică să mintă? Se prefăcu îngerul, l-a întrebat cu mirare. Mi-ai spus că vei veni după 3 ceasuri să mă scoți de aici și iată că au trecut 300 de ani de când sunt aici. Atunci îngerul se uită cu bunăvoință la el și îi spune: te înșel amarnic, dragul meu. N-a trecut decât un ceas și mai 2. Atunci omul momentul ăla se agăță de aripa îngerului și îl imploră: îngerea lui Dumnezeu, ia-mă, du-mă de aici și lasă-mă pe pământ cu suferința mea, nu 30 de ani, ci 300 de ani, dar nu mă mai lăsa aici. Și îngerul l-a luat de mână și a spus: Dumnezeu s-a îndurat de rugăciune tale și te-a eliberat. Și în momentul acela s-a trezit. Ceasul de pe noptier arăta că trecuse 1 oră de când adormise. Însă, ar putea spune cineva la un moment dat,
De ce la mine mai multe necazuri și la altul mai puține? De ce pe mine mă covârșesc necazurile, iar altul are parte de fericire aproape în toate? Eu sunt sfâșiat de necazuri, iar altul se desfată. Dacă asta este soarta de obștea tuturor ca să aibă cruci, ar trebui să fie împărțită tuturor fără excepții. Păi așa se și împarte. Dacă privim culoarea minte, vom vedea că așa este. Acum îți este ție greu, iar altul i-a fost greu ieri. Sau îi va fi mâine. Iar Domnul Dumnezeu îi îngăduie acum să se odihnească. De ce te uiți la ceasuri și la zile? Uită-te la întreaga viață, de la început până la sfârșit și vei vedea că tuturor le este greu și foarte greu. Găsește-mi și mie pe cineva care să salte de bucurie toată viața. Nici conducătorii țărilor, nici mari magnați și patroni nu dorm adeseori nopțile din pricina poverii de pe inimă. Acum îți este greu ție, dar înainte nu ai cunoscut oare și zile de bucurie? Va da Dumnezeu și încă vei mai vedea. Deci rabdă. Se va însenina și deasupra ta cerul în viață. Ca și natură. Sunt și zile frumoase și zile întunecate. Se întâmplă vreodată ca norul pe cer întunecat de ploaie să nu treacă? Și chiar este o pildă în acest sens. Unii creștini au început să-i meargă toate bine. Și afacerile și sănătatea, cu soția și cu copiii se înțelegea perfect. Deci din viața lui dispăruse orice urmă de întristare. Citind omul, orice creștin ortodox, autentic, citește cărți duhovnicești, se informează, află lucruri, cum se poate desăvârși. Și citind el că viața creștinului este o cruce și că Dumnezeu îl ceartă pe cel pe care îl iubește, s-a mâhnit. Și s-a dus repede la duhovnicul lui și a zis: Părinte, ce înseamnă că nu mă ceartă Dumnezeu? Că nu mă iubește? De aproape un an de zile nu am avut nicio supărare, niciun necaz. Păi trebuie să vedem de ce nu te ceartă. Ori pentru că ești foarte leneș în viața duhovnicească și dacă te-ar certa printr-un necaz, ai cădea în deznădejde, ori pentru că îți dă o perioadă în care să te așezi duhovnicește. Tu singur poți da răspunsul la această întrebare. Dacă duci o viață de trândăvie, dacă te desfătezi de toate bunătățile, zicând că de asta ți l-a dat Dumnezeu, atunci ai de ce să te îngrijorezi. Înseamnă că Dumnezeu nu te ceartă ca să nu te arunce în mrejile deznădejdii. Dar dacă tu, chiar dacă ai de toate și duci o viață de nevoință, o viață de rugăciune, de viață smerită, atunci înseamnă că Dumnezeu îți răsplătește jertfa cu puțină liniște. Dar în cazul acesta, ia aminte, perioada aceasta nu va dura mult. Așa că vrem, că nu vrem, crucile vin. Important e cum ne aflăm când apar și cum le ducem. Pentru că dacă mergem în fiecare duminică și în sărbători la Sfânta Biserică, ne împostul, ne spovedim și ne împărtășim și lăsăm Harul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea, normal când vom lua deciziile în viață, nu prin prisma propriilor noastre patim, ca să avem de ce să ne căim, că au ieșit rezultatele pe care nu le doream, ci vom vedea lumea și realitatea prin ochii lui Dumnezeu, pentru că asta și vrea Dumnezeu. Și vom începe, cum spune părintele Arsenie Boca, vom începe să trăim raiul încă fiind pe pământ. Amin.